Sunt niște locuri vechi, mitologice. Chiar aici, malul celălalt, îi se spunea Egeta, care nu știu. Eu am citit mult despre așa ceva. Nu sunt numai reporter. Și aici Drubeta. Ponte sau Egeta și Drubeta. Înainte de a veni romanii să ne prăduiască. Păi, depinde la ce vă referiți. Spuneți să ne prăduiască de parcă am fi tot noi cei de acum, dacii de acum 2000 de ani. Ori noi suntem, după cum o spun sursele istorice și știința istoriei, suntem un mix sau poate un melanj al contactului dintre civilizația dacică și cea romană. Adică putem vorbi la persoana întâi plural și despre romani și despre daci. N-au venit romanii peste noi, ci am venit noi peste noi. Da, mă rog. Dar asta nu întâmplătorul. Studiind istoria mitologică de acum 7-8 mii de ani, așa, Marele Densușianu, care ar fi trebuit să fie citit pentru toți, nu chiar spune așa. Da, Densușianu, da, este la undeva la intersecția istoriei cu mitologia. El nu este un istoric pur sânge, cel puțin prin scritura sa, ci e genul acela de scritură istorică ce interpretează foarte mult, improvizează, umple goluri. Ori nu este o istorie, să-i spun așa, pozitivistă, nu este o istorie care se bazează eminamente 100% pe surse. Ori ceea ce facem noi, că nu întâmplător vă aflați azi aici, încercăm să ne axăm strict pe sursele istorice. Ăsta este genul de mesaj pe care încercăm să-l transmitem. Acesta este reenactmentul istoric, reconstituirea istorică. Din păcate, sursele pentru perioada antică sunt puține. Noi facem, de pildă, reconstituiri istorice și pe anul 1918, pe primul război mondial. Ca o comparație, sunt de sute, de mii de ori mai multe izvoare pe care le putem folosi. Pentru perioada antică, din păcate, avem câteva ruine, câteva descoperiri arheologice și câteva surse scrise, adică nu e mare lucru. Și în baza lor să refaci un tablou întreg al unei civilizații de mult dispărute este destul de greu, dar și un exercițiu plăcut. Ce știți despre podul lui Apolodor din Damasc aici? Cum a fost constituit el, cum a fost construit, când s-a construit și dacă l-au ars cineva după război sau dacă, știți, aici este o dilemă foarte mare. Pentru că sursele nu acoperă această problemă. Ce pare a fi cert este că podul a fost construit între cele două războaie. El nu exista între 101-102, primul război și războiul din 105-106. Probabil începutul construcției sale datează din 103. El s-a construit într-un timp record față de cum am construit noi astăzi un pod, întrucât Traian dispunea de sute de mii de sclavi, nu avea nevoie de proiecte, de acorduri, de studii de fezabilitate, etc. Și atunci lucrurile, sigur că mergeau foarte foarte repede. Mai departe, când s-a distrus, posibil unele surse l-ar indica pe Hadrian, urmașul lui Traian, și din cauza că acesta nu-l suporta pe Apolodor din Damasc, avea un dinte împotriva acestuia și poate că așa a decis să-i distrugă podul. Dar unele alte interpretări merg și mai târziu, probabil după retragerea aureliană, pentru a nu facilita accesul barbarilor sau a populațiilor de cealaltă parte a Dunării, care ar fi fost acestea spre Imperiul Roman, după ce romanii vor fi părăsit Dacia. După un bazorelief care se află pe coloana, columna lui Traian, așa zis Traian, că nu mai este acum lui Traian, acolo la Forum în Roma, este o ipostază foarte importantă care ne caracterizează pe noi aici la Severin. E sora lui Decebal, Dacia, trecând podul și întâmpinându-o, într-adevăr, Traian, cu brațele deschise. Ce știți despre această ipostază? Păi, odată că scenele de pe columna lui Traian
ele nu au și niște explicații. Deci există niște basoreliefuri pe care noi le interpretăm. Cred că scena la care vă referiți este interpretată și în sensul unei zeități a Dunării care îl întâmpină pe Traian. Adică ideea că ar fi sora lui Decebal nu are susținere. E doar o interpretare. La fel cum și, pe de altă parte, într-adevăr, columna lui Traian este cel mai bun izvor pentru ce s-a întâmplat în această perioadă. Traian a avut și o lucrare de Bello Dacico, ce însă nu s-a păstrat, și celelalte lucrări despre războaiele dacilor cu romanii sunt mai mult târzii, la câteva decenii mai târziu sau chiar sute de ani mai târziu. Și, repet, ideea ce vă spuneam la început, din păcate, lipsa surselor este apăsătoare. Nu putem să reconstituim tot tabloul acesta fără să ne bazăm pe surse certe. Totuși, Traian, când a venit să-l cucerească pe Decebal, a spus că el se întoarce la strămoșii lui aici, pe acest teritoriu. Nu a putut spune așa ceva. Cred că vă referiți la probabil volumul spaniolului Jesus Pardo, eu Marcus Ulpius Traianus, dar acela este literatură, sunt niște cuvinte puse de un autor în gura lui Traian, referindu-se la, nu știu la ce, că Traian avea o bârșe hispanică, el venea din provincia Hispania. Dumneavoastră sunteți din Alba Iulia, nu? Da. Din un oraș foarte frumos. Eu mă numesc Sebeș, exact, am un nume predestinat Ardealului, așa probabil, nu că probabil, sigur, bunicii și străbunicii mei se trag cam din zona asta, din zona de acolo. Și o simplă întrebare și concluzionăm după asta. Orașul s-a numit sau se mai numește Apulum Alba Iulia. De ce credeți că acest Apulum, ce reprezintă ca etimologie, venind din istoria veche, de fapt? Da, a existat o cetate Apulon, dacică, pe care istoricii au identificat-o undeva la 10 km de Alba Iulia de astăzi. Romanii, după ce au ocupat zona, au interpretat sau au preluat, că mai nu știm exact cum pronunțau dacii cuvântul ăsta, Apulon. Apulus, poate... sau Apulum sau Aplus. Așa, exact. Spun, da. Și ăsta e probabil forma de nominativ. Apulum i-au spus pur și simplu romanii. Dar lucrul acesta ei îl făceau în mai multe părți, adică și... vechea capitală, Sarmizegetusa dacilor, în interpretarea romană, deși au creat o altă așezare la vreo 30-40 de kilometri distanță, s-a numit tot Sarmizegetusa. Probabil era o denumire care denomina un teritoriu mai larg în jurul unei cetăți. Să completez eu la acest Aplum, Aplus sau Apulum, Apollo, zeul luminii Apollo, care fugea pe grifonul lui de aur, apropo, picat un grifon acela Severin, fugea tocmai în zona asta unde era pământul aurului și se hrăneau acest grifon doar cu aur. Deci Apollo era pe grifonul de aur. Exact în zona dumneavoastră Alba Iulia. Legendă, o interpretare mitologică. Deci mitologică și etimologică și ca literatură, că eu studiez și limba și română, care este foarte veche. Noi încă nu ne tragem așa din latină. Eu vă spun că am stat de vorbă cu istorici foarte tari. E o discuție foarte lungă și nu o să putem să o conchidem. Sunteți informat suficient și asta niște răspunsuri concludente în ceea ce vă mulțumim mult și... Eu sper că v-am ajutat. Da, da. Bine. Mulțumesc și eu. Tudor Roșu, lucrez la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Și de asemenea am venit cu trupa noastră Garda Apulum, care face reconstituiri istorice pe perioada antică, pentru a treia oară la Drobeta. Mulțumim frumos! Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit, bine ați venit la noi! Aveți niște lucruri foarte interesante aici prezentate, de fapt. Vă rog să ne vorbiți de ele, că sunt de vechi și dacă dacii noștri au folosit așa ceva în vechime. Da, toate sunt
Ce aici pe masă din lut, vase din lut făcute de membrii asociației noastre, îs replici după vase antice dacice. Îs tot de noi arse, îs vase pentru servit masa, sunt aceste fructiere. Practic sunt niște boluri cu picior fie mai înalt, fie bol simplu. Sunt iar boluri simple, așa pentru servit masa, iar acolo sunt vase pentru servit lichide, căni de băut și ulcioare. Sunt replici după vase găsite în fortificația dacică de la Buridava. Aici aveți niște obiecte din metal, din bronz și argint. Da. Ce sunt astea? Cel mai multe dintre ele, astea de sus, sunt fibule sau broșe, sau mai simplu, ace de siguranță care își prindeau pelerina. Aici avem câteva pandantive, toporașe, inele și brățări. Toate sunt replici după piese descoperite în Dacia preromană, secolul 1 înainte de Hristos, secolul 1 după Hristos. Mai aveți și niște figurine. Tot la fel, vă rog să ne spuneți despre ce e vorba. Da, sunt niște figurine din lut, replici după figurină găsită în santuarul dacic de la Salmisegetuza. Este reprezentarea zeiței Bendis. Această figurină de lut, că piesa originală, a fost găsită lângă un stâlp din interiorul sanctuarului. Probabil era undeva agățată sau pusă mai sus să fie văzută. Mai multe, din păcate, supoziții sau interpretări nu știm, dar știm că o parte din daci, când intrau în acest sanctuar, vedeau chipul zeiței Bendis. Și noi am adus aici niște replici ale acestei zeițe. Așa. Public cu scop educativ, pentru că asta este menirea noastră, să participăm la festivaluri, să promovăm istoria și să facem oamenii mai curioși și mai dornici de a învăța lucruri noi. Și de a ști foarte multe sau mai multe despre istoria noastră veche. Da, multe despre istoria noastră veche. Noi venim chiar din Baia Mare, din Maramureș, avem o asociație acolo în zonă și suntem foarte încântați că am fost invitați aici la festival, pentru noi atât de departe, adică să vin de la Tisa la Dunăre este foarte, foarte mult și noi promovăm cultura dacică. Mulțumim frumos, succes! Lângă noi avem un dac autentic, da? Dumneavoastră, am înțeles că o să ne spuneți cum erau îmbrăcați dacii, cum se numesc aceste hăinuțe de pe dumnealor, de pe un dac. Și luați-o de sus, de la cujmă. Da, nu este un dac oarecare, este un nobil, este un tarabostes, este un lider al comunității dacilor. De ce este lider? De ce este șeful șefilor? În cazul lui, tot timpul liderii, adică în antichitate, liderii se identificau prin piese de costumație și port. Numai nobilii aveau dreptul să poartă această căciulă numită Pileus, în antichitate, Pileus, de acolo și categoria de Pileati. De asemenea, numai nobilii aveau dreptul să poarte acea sică, armă curbă. Nu oricine le putea purta. Cine știa că vedea că avea această armă curbă și acel Pileus, să știa că este nobil. În cazul lui, pentru a fi sigur lumea că vrea să știe că e nobil, mai purta și diferite piese ornamentale din argint, pentru a-și arăta poziția în cadrul comunității. Cum am spus și mai devreme, acolo sunt niște replici de broșe cu care se prindea pelerina. La fel, tot pentru a arăta că are cu ce și că poate. Materialele sunt textile din lână, in și cânepă, sunt vopsite natural, chiar de către purtătorul acestui costum. În picioare aveau păpuci din piele, care puteau avea diferite forme, culori sau dimensiuni. Nu intra apa la ele? Mai intră. Intră, dar are și de rezervă. Poate să și iasă așa cum intră. Se usucă foarte, foarte repede. Dacă plouă, pe corturi, bate puțin vântul 10 minute sus, la fel și cu chestiile de piele, de in, de lână, la fel cu toate lucrurile naturale. Da, vroiam să vă întreb și de corturi, din ce sunt făcute și curios, nu sau dacă intră apă, intră, nu intră? Sunt din cânepă, pânză de cânepă, cusute manual. Nu știm exact cum arătau corturile în antichitatea dacilor, știm cu siguranță că aveau, nu mergeau la luptă, nu dormeau pe jos, totuși erau comandanți, erau oameni cu foarte mulți bani mai puternici, aveau de mers zile întregi și dormeau exact fel cum dormeau și germanicii, celți sau romanii, dormeau peste noapte în corturi. Acesta este un cort de nobil, de tarabostes. Și văd că este și steagul de lupt acolo, capul de lup. Tot timpul unde erau nobili, erau și capii de lup, că avem doi capi de lup. Fie în luptă, fie unde dormea el. Unde era lupul, acolo era și
comandantul sau nobilul. Văd acolo în față o ladă. Ce e în ladă? De ce sunt puse acele piei de animale pe... Acolo este locul în care stă el și supraveghează activitățile din tabără, iar lada de ajută sau l-a ajutat și la antichitate să care lucrurile personale, pentru că avea lucruri personale, avea ținută și trebuia să le transporte undeva. Mai multe ținute. Fiind nobil, bogat, îmi permitea mai multe ținute. Am înțeles, asta e. Bun, mulțumim frumos și vă dorim succes, să aveți succes astăzi. Bună ziua! De unde sunteți și ce activitate reprezentați? Reprezentăm partea romană a Asociației de Reconstituire Istorică, Historia Renascita. Reconstituim o unitate romană din legiunea 4 Flavia Felix, cohorta 1 a legiunii 4 Flavia Felix. Legiune care a participat la cucerirea Daciei și care a participat și la apărarea provinciei foarte mult timp. Și exemplificăm echipamente militare din perioada de aur a Imperiului Roman, secolul 1, secolul 2 după Hristos. Aici, în acest loc unde ne găsim noi, a fost și un pod, podul lui Apolodor din Damasc. A fost... Ce știți despre acest pod care a fost construit? Când a fost? Podul a fost construit pentru a pregăti un eventual conflict, lucru care s-a și întâmplat, al doilea război cu dacii pe care l-au avut romanii, în ideea de a muta mai rapid logistica și trupele peste Dunăre. Este un pod care practic a unit provinciile, noua provincie a Imperiului și cu de Imperiu, legând-l printr-un cordon ombilical care nouă ne place să credem că nu a dispărut nici după ce fizic podul a dispărut. Ok. Aici, practic, e reprezentat în bazorelief pe columna lui Traian un aspect din acest spațiu danubian, însuși chiar de la Drubeta de aici, când împăratul Traian vine și o așteaptă pe sora lui Decebal, Dochia, cu o fetiță în brațe și o ajută să treacă podul întinzându-i mâna. Acestea fac parte din propaganda oficială, în ideea de a prezenta că într-un fel sau altul provincia se supune. Sunt multe elemente stilizate pe columnă. În general, romanii au încercat să au prezentat conflictul într-un mod realistic, au prezentat duritatea conflictului și au acordat respectul cuvenit foștilor combatanți, foștilor învinși. Însă acest lucru mai degrabă simbolizează supunerea provinciei față de imperiu. Da, da. Cam atât am avut. Mulțumim frumos și o zi bună, plină desfășurare să aveți. Vă mulțumim mult. Pus capul egeta. Da? Păi cum spui tu că ne-au civilizat romani? Când geții erau aceia deja. Deci astea au venit deja cu o chestie tâmpită, pe care ei ne-au prezintat și ca fiind autentică. Exact. Ca și cum dacii erau un popor sălbatic. Sălbatic, da. Și nu știa... Da, cam așa fie. Păcat că... Nu, fără mișto, spun că... Nu putem avea oameni decât... Deci ăsta e podul... Podul lui Apolodor din Damas, ce a mai rămas din el, capătul dinspre Drubeta. Și a încercat să fie restaurat, dar văd că nu s-a terminat nici cu restaurarea, din păcate. Pe partea cealaltă, se aude, deci v-a auzit? Da, pe partea cealaltă este capul de la sârbi, capul Ponte sau Egeta. Egeta, unde se arată că acolo chiar a fost tot pământ getic. Deci, dincolo de Istru, acest fluviu s-a numit Okeanos Potamos, Okeanos Potamos, Istros, Danubius, de aici până la
intrare, s-a numit Danubius Istros, s-a numit de aici până la Marea Neagră. Pentru cei care nu cunosc, ei nu știu că era împărțit în două. Deci Danubius și Istros era partea care se varsă în Marea Neagră. Tavanul până în podul clădirii. Frigidarium este alcătuit din două bazine de apă, bazinul rotund și bazinul pătrat. Bazinul rotund cu diametrul de 5,5 metri era pavat cu cărămizi, dintre care multe cu motive vegetale și o inscripție cu numele meșterului cărămidar. În acest bazin se cobora pe o scară semicirculară din două trepte. La colțul de est al ultimei trepte se găsea un canal de scurgere a apei spre Dunăre, iar un alt canal aducea apa la un nivel mai ridicat. Alimentarea termelor cu apă se făcea de la izvoarele din fața actualului Colegiu Național Traian. Izvoarele fiind la un nivel mai jos decât platoul termelor, probabil că romanii au construit un baraj pentru ridicarea nivelului apei și de aici apa pleca spre terme sau alte clădiri din zona orașului civil. Bazinul pătrat cu apă rece avea scara cu trei trepte. Acest bazin avea pavimentul din mortar de var colorat în roșu. Acolo s-a găsit capul unei statui de bronz suflată cu aur, aparținând unei împărătese romane din veacul al III-lea. Iulia Domna, soția împăratului roman Septimius Severus. Întreaga instalație a băilor se alimenta cu apă printr-un canal de tuburi. O conductă de apă făcută din cărămizi a fost descoperită pe platou lângă palestră. De asemenea, s-a descoperit o altă conductă de aducțiune a apei din plumb în partea de sud-vest a construcțiilor adiacente palestrei. Curățându-se canalul de scurgere a apei din cele două bazine ale frigidariului, cu ocazia consolidării zidurilor, a fost identificată deschiderea unei alte conducte de scurgere. În partea de nord-est a băilor romane, sus pe platou, se află o palestră, care avea o curte pătrată înconjurată de mai multe încăperi ce prezentau urme de hipocaust. Era locul unde se desfășurau exerciții, jocuri, sporturile în aer liber. Săpăturile arheologice au descoperit un cimitir medieval, datat între secolele al XI-lea și al XIII-lea. Cimitirul, ale cărui urme sunt depuse în cripta de pe palestră, a contribuit mult la distrugerea termelor. ...de lemn, folosind pantele naturale ale terenului. În câteva locuri au putut fi identificate urmele stâlpilor de lemn care susțineau tribunele. Au fost, de asemenea, identificate numeroase elemente care să ducă la concluzia că inițial amfiteatrul era de lemn, zidul arenei, precum și cele patru intrări, fiind reconstruite în piatră la o dată ce nu era cunoscută încă, cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al II-lea. Distrus după jumătatea secolului al III-lea, edificiul se pare că a fost folosit și în primele decenii ale secolului al IV-lea. Numeroase locuințe medievale au fost identificate în zonele porților de vest, sud și nord. Parte a așezării ce s-a dezvoltat în secolul al XIV-lea, în preajma bisericii episcopale, situată la est de amfiteatru. Locuințele au folosit parțial zidul încă în picioare al arenei și sunt situate toate spre exterior, în timp ce arena a fost folosită pentru aruncarea gunoiului menajer. Cronologia generală a amfiteatrului a putut fi stabilită pe baza descoperirilor monetare. Astfel, în nivelul de distrugere de la poarta de vest și în mai mică măsură la poarta de sud, au fost descoperite câteva monede de tip provincia Dacia, cu efigiile împărătesei Herenia Etruscila, soția lui Decius. Pe al doilea prag al intrării de sud a amfiteatrului a fost descoperită o monedă emisă de Galerius Maximianus la Cizicus, în anii 309-310. Se poate, așadar, susține că, după distrugerile din anii 267-269, amfiteatrul a fost refolosit,
fără a se putea ști dacă mai erau sau nu organizate Munera.